Bine, v-am regăsit, stimați astăzi spectatori, iată-ne în mijlocul toamnei, așa, miez de toamnă, un anul din drag mie, sper că și domniilor voastre, așa, suntem de data aceasta oaspezi la Asociația Vânătorilor și Pescarilor aici la Roman. Mulțumim, eu știu, pentru această prezență domnului director Grosu Marius, pentru că, iată, în această perioadă ar fi câte una alta de discutat vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în pădure, în apă, eu știu, în arealul ăsta pe care domnile voastre îl gestionați, îl administrați. Domnule director, mulțumim pentru că ați fost drăguți cu noi, cu telespectatorii Topal TV și ne-ați primit un piculeț. Iată cum am spus, toamnă, octombrie, mie mi-e drag de mora asta în pădure, bănuiesc că și dumneavoastră fiind în branșă, cum ar zice tata, așa, ce am putea să spunem la ora asta și pentru cei vizați, și mă refer la specialiști, așa, și mai ales pentru cei, eu știu, care vin în contact cu aceste arealuri și ar trebui să cunoască regula la vremea asta, că despre asta discutăm. În primul rând, bun găsit dumneavoastră și telespectatorilor postului de televiziune al dumneavoastră. Ce aș putea să spun vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră? La această dată, asociația noastră gestionează un număr de 10 fonduri cinegetice și de asemenea avem autorizație de pescuit recreativ sportiv pe două râuri din județul Neamț, respectiv râul Moldova, de la podul Tupilați până la confluența cu râul Siret și pe râul Siret pe tot teritoriul județului Neamț. În această perioadă sunt organizate vânători, în special la specii de păsări, cum ar fi rață, cum ar fi prepeliță, cum ar fi ciocârlie, guguștiuci, grauri. Sunt specii comune de vânătoare, efectivele lor se mențin în limitele naturale ale ecosistemelor din zona municipiului Roman. Urmează ca după 1 noiembrie să înceapă deschiderea sezonului de vânătoare la iepurile de câmp, o ieșire la vânătoare care este foarte așteptată de membrii noștri vânători, cu toate că anul acesta ea va fi un pic mai deosebită față de alți ani. Adică, mă refer la faptul că prin ordinul 359, prin care s-au aprobat cotele de recoltă pentru acest sezon de vânătoare, sezonul de vânătoare la specia iepure de câmp se va limita doar la perioada 1 noiembrie, 1 ianuarie 2015. Deci s-a restrâns un pic sezonul cu o lună de zile, s-a decalat cu o lună de zile, tocmai în scopul protejării acestei specii, care este foarte periclitată din diverse cauze și aici este mult de discutat referitor la acest lucru. Da, o să facem un pic de vorbire și despre aceste cauze, pentru că, iată, lumea asta noastră nu mai arată, eu știu, ca lumea de, da, nu știu, 20 de ani în urmă, nu mai spunem mai departe. Da, categoric. Așa și, da. Bun, pentru că ați spus, iată, despre, ați subliniat aceste evenimente, respectiv aceste vânători. În ce context, de pildă, apropo, pentru că am spus că ne adresăm și specialistul și așa, da, și mai ales celor care, eu știu, poate că ar intra așa ca noutate pe terenul dumneavoastră. De pildă, organizați o vânătoare. Cine are drept de participare? Cine eventual, dacă ar veni din exterior, în ce condiții ar putea? Pentru că știu că sunt mai, aici sunt fluctuații. Am înțeles. În România, legea care reglementează vânătoarea este legea 407 pe 2006 a protecției fondului cinegetic. Trebuie să știți de la început că tot teritoriul României, din punct de vedere cinegetic, vânătoresc, este împărțit în fonduri cinegetice. În județul Neamț sunt 51 de fonduri cinegetice. Din aceste 51 de fonduri cinegetice, 10 fonduri sunt gestionate de AVPS Roman. Celelalte fonduri sunt gestionate de Direcția Silvică Neamț și diverse alte asociații din județ. Ele sunt date în gestiune de către Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cum se mai numește acum, pe baza unor contracte care se derulează pe o perioadă de 10 ani. La rândul ei, fiecare asociație are un număr de membri cotizanți.
Pentru a fi membru într-o asociație, o persoană trebuie să dețină permis de vânătoare permanent, adică acel document care îi dă dreptul titularului său să practice vânătoarea în condițiile legii 407. De asemenea, o persoană trebuie să dețină permis de armă tip B, care îi dă dreptul să dețină și să folosească armă de vânătoare la vânătoare, pentru că vânătoarea la noi în România deocamdată se practică numai cu armă de vânătoare, deci nu este reglementată vânătoarea cu alte tipuri de unelte, cum ar fi cu arcul sau cu păsări de pradă. Deci deocamdată vorbim doar de vânătoare cu armă. Mai este vânătoarea cu capcană, dar încă nu avem capcane omologate ca să le putem folosi. Așa. Și, de asemenea, persoana respectivă trebuie să fie membru în cadrul asociației cu o cotizație plătită la zi. Iar, nu în ultimul rând, persoana trebuie să dețină și o asigurare obligatorie contra accidentelor de vânătoare. La noi, în asociație, structura organizatorică este stabilită prin statutul asociației, astfel că pe fiecare fond cinegetic pe care îl gestionăm, este înființată o grupă de vânători, care este condusă de un șef de grupă. Șeful de grupă, de regulă, este și consilier în Consiliul Asociației. De asemenea, ca și persoană angajată pe fiecare fond de vânătoare, avem câte un paznic de vânătoare, dotat cu armament, cu uniformă, în condițiile legii. Asta este structura organizatorică. Deci, fiecare grupă de vânătoare organizează vânători pe fondul respectiv, pe bază de autorizație de vânătoare emisă de asociația noastră, cu respectarea tuturor reglementărilor în domeniul vânătorii și a celor prevăzute în legea 407. Dacă vreau eu mâine să vin aici, trebuie să îndeplinesc aceste condiții? Dacă vreți, trebuie să îndepliniți aceste condiții. Noi mai avem o categorie de vânători care practică vânătoarea și anume de vânătorii străini invitați în România. Aceștia trebuie să facă dovada că în țara de origine dețin permis de vânătoare. De regulă la noi vin italieni, vin nemți, am avut și spanioli, care vin la vânătoare la diverse specii, ca și invitați. Aceștia trebuie să facă dovada, cum am mai spus, că dețin permis de vânătoare și permis de armă. De asemenea, îi vin pe bază de invitație. Acestora li se eliberează un permis de vânătoare temporar pentru perioada în care el este invitat în România la vânătoare. După ce termină vânătoarea, îi se întocmește un formular, un protocol în care sunt trecute speciile pe care le-a vânat. Toate documentele legale se atașează în spatele acestui protocol și pe baza lui persoana părăsește teritoriul României. Deci se poate. Cum stăm la, știu că, nu știu, în zona pe care o administrați, iată, în calitate de director a acestei asociații, sigur că nu se regăsesc între cele mai râvnite trofee, să spunem, nu știu, mă refer la urs, iată, mistreți sigurat există, deci fără discuții, așa. Cu tarifele, cum au mai evoluat în ultima vreme, așa că știu că și aici e un mercurial, așa, ca să deci, spun. Din fericire, asociația noastră gestionează, așa cum am mai spus la început, 10 fonduri în toate cele trei forme principale biogeografice, adică avem și fonduri de câmpie, avem și fonduri de deal și avem și un fond de munte, unde avem urs, lup, râs, pisică sălbatică, cerb și așa mai departe. Tarifele sunt stabilite de fiecare asociație în parte. De exemplu, prețul unui cerb comun, a unei autorizații la vânătoare de cerb comun, pleacă undeva de la 2.000 de euro și poate ajunge la 8.000-9.000 de euro dacă exemplarul respectiv are un trofeu care poate fi medaliat cu aur, argint. Ca și record, să zic așa, în 2012 am avut un cerb de 250 de puncte medaliabil cu aur. În zona Grințiaș, gestionată de asociația noastră. Da. Sigur că nu intrăm, că în detalii ar fi multe. Iată, am spus aici cerbul, ursul iar e la... Ursul, am avut și ursul. Așa. Cum facem pentru că se leagă lucrurile între ele, domnule director, cu braconajul? Braconajul este o problemă care a fost și, din păcate, va fi. Noi, ca asociație, avem obligația să prevenim și să combatem acest fenomen și încercăm, în măsura în care putem, împreună cu, bineînțeles, cu organele de poliție, prin patrulări, prin acțiuni care să descurajeze astfel de fapte și prin
tot felul de activități specifice care să descurajeze, știu eu, această plagă a societății noastre, care putem să spunem că este braconajul. Cum am comparat așa în ultima vreme? O mai saltat, o mai scăzut? O mai... Nu putem spune că a crescut braconajul. Era și așa prea mare. Era și așa destul de mare. Din păcate, toată lumea poate observa, chiar dacă cifrele statistice spun una, toată lumea, dar absolut toată lumea, mai ales vânătorii vechi, vorbesc la cei care au măcar 20 de ani de când dețin arme, toată lumea poate constata că efectivele au scăzut. Efectivele sunt în scădere. Și aici cauzele sunt... Multe pricini. Multe, multe, multe. În special, o instabilitate legislativă, așa, o prea mare libertate în folosirea armelor, foarte multe portiți de scăpare pentru cei care, care mă rog, comit astfel de fapte, da, așa, și lucrurile, plus, vorbim și de presiunea antropică foarte mare asupra vânatului, pentru că este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem, agricultura modernă, extinderea localităților, eu știu, poluarea, toate lucrurile astea fac ca vânatul să sufere foarte mult. Și depinde de noi, în primul rând, noi vânătorii care suntem în prima linie și cu toate că, mă rog, suntem probabil acuzați că noi suntem cei care contribuim la limitarea vânatului, lucrurile stau cu totul altfel, pentru că cei mai interesați în gospodărirea vânatului sunt vânătorii întotdeauna. Vânătoarea în România este o tradiție dintotdeauna, să sperăm că va rămâne și, din fericire, România se poate lăuda cu un fond cinegetic foarte bogat încă. Și facem eforturi să-l putem proteja. Ați subliniat încă eu din informațiile mele, pentru că și aici caut să fiind și eu de la Poale Petrusului Rodnei, de acolo unde capra neagră, să știți că e cam păducă, tocmai datorită braconajului și apropo de folosirea armă. Și acolo mai e greu cu pesticidele, dar sunt alți factori care aproape că au exterminat-o. Aici, sigur, lucrurile stau altfel, nu pui decât faptul că, eu știu, dacă de mult se ducea țața Marie și se cerea la seagere, acum intră combina și ea înainte tot că îi pui de căprioare, nu, sau cum stau lucrurile? Așa este, deci se cunoaște. Deci mecanizarea agriculturii, monoculturile care se practică în ziua de astăzi, axarea agricultorilor pe un anumit gen de culturi, fac ca vânatul să se restrângă ca specie. Iată și apropo de limitarea vânătorii la iepure, ce revenind un pic așa ca idee. Domnule director, tot în contextul acesta și tot legat de acest aspect, cunosc faptul că, eu știu, în urmă cu un an, dacă nu chiar doi, așa, cu aproximație, au venit, că na, vine Uniunea Europeană peste noi, da. ne mai și obligă dacă noi nu chiar dorim să facem ordine. Referitor la acele terenuri, la acele areale cu specii rare, așa, nu știu, cum e legislația aici? Cât vă preocupă, iată, ca asociație? Da. Pentru că nu-i de joacă. Ne uităm pe Discovery și pe Animal Planet unde stau oameni și filmează o gâză ceasuri întregi și noi nu știm ce avem în bătătură. Da. Deci vreau să vă spun că din punct de vedere vânătoresc, speciile sunt împărțite în două categorii. Sunt specii admise la vânătoare și specii care sunt interzise la vânătoare, dar care se pot recolta doar în anumite condiții. Speciile admise la vânătoare, în general, le știe lumea. Vorbim de speciile care nu sunt admise la vânătoare. Și aici vorbim de urs, lup, râs, pisică sălbatică și multe alte specii. Am dat doar mamiferele. Aceste specii se recoltează doar în condiții speciale. Un număr limitat din aceste specii. Dacă vorbim, de exemplu, de urs, unde avem probleme la Grințieș. Chiar în septembrie am avut un caz, un urs a fost prins în laț. Ursul a mers să consume fructe din livada unui cetățean, s-a prins în laț, probabil lațul a fost pus intenționat, a trebuit să intervenim cu o echipă, cu medic, veterinar, cu armă, cu tranquilizant, să scoatem ursul de acolo, să-l ducem pe munte, adică să-l... O chestiune care necesită efort și cheltuieli financiare. Dar și experiență deosebită. Și experiență deosebită. Am reușit fără incidente să rezolvăm această problemă și mai mult încercăm să educăm oamenii în sensul protejării acestui. Pentru că din totdeauna vânatul a ieșit din pădure să cultive hrană. Mai ales în condițiile în care pădurile
sunt supuse unor presiuni extraordinare în ziua de azi. Vedem cu toții, culegătorii de ciuperci, oile care fac pășunat ilegal prin păduri. Toate astea sunt un factor de presiune pe vânat. Și atunci el, diminuindu-se resursa de hrană din păduri, și-o caută pe terenuri. Da, eternul conflict și unul, iată, de sorginte, aș spune, nu știu, cred că nu greșesc, modern așa, pentru că omul ia din arealul animalului, nu numai aici, peste tot în lume, și ia fără milă și nu mai spun că astfel distruge creația lui Dumnezeu și o să le plătim noi tare scump odată, mă tem că... Domnule director, eu repet, pentru că mi-e drag, eu am văzut căprioare, cerb de aproape, cu dragoste, când eram mititel așa, nu știu, mă echipam în Robin Hood cu săgeți, cu tolbăcu și mă duceam și vedeam de aproape, am trăit, am o bucurie asta. Vreau să spun că am urmărit niște documentare, există chiar și un canal TV, da. M-am uitat la... Frații noștri unguri, cât nu iubim noi când avem meci cu ei, cât din alte pricini așa, dar eu am văzut acolo o preocupare absolut deosebită și cu lucru făcut nemțește, apropo că tot așa, vis-a-vis de aceste fonduri de vânătoare, unde, domnule, îi farmacie. Cum am stat noi comparativ cu, poftim, Ungaria? Eu ce am văzut de acolo, prin comparație? În primul rând, legislația din Ungaria este total diferită, că de aici pleacă totul, comparativ cu cea de la noi. E mai multă strictețe. Și asta o spun toți. De asemenea, statul a încurajat și s-a preocupat mai mult decât la noi de ceea ce înseamnă vânătoare, de organizarea vânătorii. Iar câștigurile pe care le poate realiza sunt un procent bun la bugetul de stat. Deci asta este o chestiune. Deci, știți cum e cu vânătoarea? Depinde cum o privim. Dacă noi o privim strict din punct de vedere al biodiversității, normal că vom considera că e crimă orice animal scos din natură. Dacă o privim ca pe o activitate prin care valorificăm o resursă regenerabilă, atunci această resursă regenerabilă poate fi folosită în interesul societății. Aici este tot secretul la gestiunea activității de vânătoare. Să vă dau un exemplu. De exemplu, să spunem, luăm niște specii de păsări de interes vânătoresc, cum e graurul, sau toată lumea știe ce pagube se produc din cauza aceasta. Avem permanent reclamații din acest punct de vedere. Iar lipsa vânătorii face ca aceste specii să înmulțească foarte mult. Nu au dușmani naturali foarte mult și atunci produc pagube. Noi de multe ori suntem cu mâinile legate, nu putem să intervenim pentru că legea nu ne permite să intervenim în localități. Intravilanul localităților nu face parte din fondul cinegetic. Și atunci, acolo, normal, ar trebui să răspundă Consiliul Local pentru un plan de management aprobat de APM, ceea ce e destul de complicat. Și oamenii se văd în situația să apere de aceste păsări, care le produc pagube însemnate la unii chiar în culturi. De asemenea, cioara de semănătură, cioara neagră, care o vedem, au habitatul lor, au terenul lor, nu au dușmani foarte mulți natural și creează pagube. Și încet, încet or să mai fie și alte specii. Mistrețul acum, la ora actuală, este o specie în expansiune. S-a dezvoltat foarte mult, fiindcă a avut condiții. A avut ani prielnici cu ierni mai puțin grele și atunci s-au putut înmulți. Sunt culturi de porumb foarte mari. Ei, începând cu luna iulie, se mută în păduri și stau mai mult în culturile de porumb, unde produc pagume, iar vânătoarea este singura modalitate de a ține într-un echilibru interesele agricultorilor cu cele ale vânătorilor. Dialogul cu, mă gândesc că aceste fonduri pe care le gestionați vizează și terenuri private, nu-i așa? Categoric, mare majoritate. V-aș întreba, care e dialogul sau cum e cu putință, în ce limite, dialogul cu proprietarii și v-aș mai întreba în acest context cu autoritățile, pentru că iată aici, dacă nu punem mână de la mână toți, degeaba vă omorâți. Nu mai zic legea că am lămurit-o. Da, deci la noi... Sistemul de organizare al vânătorii prevede faptul că vânatul aparține statului. Spre deosebire de alte țări, unde vânatul este proprietatea celor care dețin terenurile.
La noi în România, și sunt, astea sunt modele diferite în legislația europeană, dar la noi în România, deci vânatul aparține statului. Asociația de vânătoare îl gestionează, adică îl gospodărește și recoltează o parte din sporul natural, o parte care este aprobată prin ordin al Ministerului. Deci asta este sistemul din România. Și atunci, orice proprietar trebuie să se supună acestui regim. Adică, proprietarul nu are voie să împiedice exercitarea vânătorii, iar vânătoarea nu trebuie făcută de așa manieră încât să se aducă atingere folosinței de bază a terenului. Aici este tot. De asemenea, pentru cei care dețin în proprietate suprafețe de teren peste 50 de hectare pe un fond cinegetic, aceștia pot solicita niște sume de bani care sunt stabilite prin legislația în vigoare, niște sume nu foarte mari, dar mă rog, pot solicita dacă fac dovada proprietății. Iar la cetățenii care au sub 50 de hectare, banii ar trebui să încaseze primăriile, dar la fel trebuie să facă dovada proprietății. Sumele nu sunt foarte mari, de exemplu, un hectar de pășune ar fi stabilit, pentru un hectar de pășune se plătește 0,1 euro la hectar pe an, ori 81% cât revine proprietarilor, că restul 19% merg la stat, la fondul de mediu și la bugetul statului. Deci sumele nu sunt foarte mari. Dar asta este legislația la momentul respectiv și asta trebuie aplicat. Domnule director, pentru că ne aflăm la final, în două vorbe, am o frământare și mă gândesc ca mine ori mai fi și alții. Pentru că am dat cu sapa în viața mea, cu coasa, cu știu cum merg animalele pe câmp, așa. I-am văzut o singură dată în viața mea, aici, în zona asta, că la mine nu se pune problema în Maramureș, cățelul pământului. Ce cu dihanea asta? Cum o încadra științific? Ce fel de așa? Pentru că nu prea știe lumea. Cățelul pământului nu face parte din categoria speciilor care se vânează. Bun, deci, ok, da. Dar hai să o lămurim că toți suntem deci, pe teren. Multă lume spune că cățelul pământului e la Popândău, cea la care îl vedem. Păi nu-i Popândău, că eu am văzut altceva. Nu-i Popândău, știu. Din punctul nostru al vânătorilor, deci speciile acestea nu fac obiectul vânătorii, nu fac. E o specie din familia popândăului, deci tot este o specie de rozătoare. Să știți că sunt specii ocrotite, acestea sunt specii ocrotite și pentru asta noi avem aria protejată de pe Moldova, pe care o avem în custodie. Aria protejată Râul Moldova între Tupilați și Roman, o suprafață de vreo 4.000 de hectare, unde încercăm să creăm cele mai bune condiții pentru speciile acestea, cum este popândăul și cum este cățelul pământului. Sau cățelul, că așa știe toată lumea. Da, da. Da. Bănesc, poate odată vorbim despre așa, poate deci, ajungem și pe teren. Deocamdată nu, la noi nu face, în regulă, am date înțeles. Multe nu pot bun, pentru că ne aflăm pe final așa, următoarele, să spun așa, evoluții în calendarul ăsta cinegetic la pescuit, care ar mai fi apropiat? La pescuit, acum de ceapa s-a răcit, de acum începe sezonul răpitorilor, așa. Noi am propus prin planurile de management pentru cele două arii naturale protejate care le avem în custodie, Siretul și Moldova, crearea unor zone de protecție pe perioada iernii, în zona podurilor, rutiere, ca să stabilim, pentru că acolo, fiind adâncimea mai mare, se concentrează mase mai mari de pește. Și atunci sunt și zonele cele mai expuse la braconaj și ele trebuie protejate, dar trebuie un act normativ în acest sens și încercăm prin planurile de management. Așteptăm noile reglementări care vor fi în ceea ce privește activitatea de pescuit recreativ sportiv, pentru că ea este așa cum știe toată lumea, n-are rost să mai discutăm. Ce să vă zic, deocamdată lucrurile stagnează, așteptăm noi modificări ale legislației care să ne permită să facem mai mult decât am putut face până acum. Ca om, ca director, așa, aveți satisfacția că măcar în chingile astea, pe care cât de cât le-am creionat așa în dialogul nostru, reușiți să țineți? Reușim să ținem, dar este din ce în ce mai greu. Este din ce în ce mai greu și dacă nu avem sprijinul societății civile, dacă nu avem sprijinul tuturor factorilor interesați, nu o să reușim mult timp. Da, a spus societatea civilă, aici o treabă cu civismul. Domnule director, mulțumim pentru că iată ne-ați primit, pentru că ne-ați oferit aceste amănunte și Doamne ajută cu spor în lucrarea pe care o faceți, pentru că e foarte importantă pentru noi toți, că la oraș, că la țară, că unde în timp, așa. Doamne ajută cu spor și
să ne mai găsim la... Mulțumim și noi de acest interviu și vă mai așteptăm și altă dată cu mare plăcere. Cu mare drag. Stimați spectatori, scurt, la revedere, rămâneți cu Topal TV și grijă mare pentru că echilibru din jurul nostru, așa este responsabilitatea noastră a tuturor. Toate cele bune.